Bun, am oprit camera și am pornit-o din nou, iar mai departe o să vorbim despre cele mai ciudate lucruri pe care le-a făcut Castro sau pentru care era cunoscut Castro. Pentru un început, desigur, recomand episodul anterior în care vedem cine este Fidel Castro. Înainte de a fi pictat în cele mai întunecate nuanțe de negru de către mass media și politicienii americani, Fidel Castro a fost văzut ca și un revoluționar. Desigur că Batista, cel care a fost susținut de către americani până atunci, a luat-o razna și americanii nu au mai putut să fie asociați cu acea imagine întunecată, evident, pentru toată lumea. Astfel, și-au întors atenția spre Castro. El este următorul nostru salvator, cu el vrem să ne asociem. Este eroul cubanez care a scos țara din mâinile groaznice ale lui Batista, mâini pe care noi le-am pus la putere. Astfel, cu Fulgencio Batista dat la o parte, Ed Sullivan, un prezentator de talk show american, a zburat până în Cuba pentru a prezenta Americii revoluționarul erou Fidel Castro și a discutat, desigur, despre revoluția cubaneză plină de succes. 11 ianuarie 1959, la câteva zile după ce a ajuns în sfârșit și Castro în Havana, la ora 2 dimineața, înconjurat de 100 de oameni înarmați, Ed Sullivan, unul dintre cei mai faimoși și cunoscuți prezentatori de talk show din America de acea vreme, îi ia interviul lui Castro. În interviu îl numește un om bun, îl asociază lui George Washington. A folosit adjective pe care mai târziu urmează să îi le atribuie lui Beatles și pe care până atunci le-a folosit cu exclusivitate doar când l-a descris pe Elvis Presley. Mai târziu, în acea zi, Fidel Castro a apărut la televizor vorbind într-o engleză cu pauze destul de lungi pentru a-și găsi cuvintele, dar corectă. Un alt prezentator, Jake Parr, a zburat până în Cuba pentru a-i lua interviul lui El Comandante, iar jurnaliștii americani care au luat interviul l-au numit Dr. Castro, pentru a-l ridica în ochii lumii, acceptând titulatura care era comună în Cuba cu privire la un avocat, doctor de jurisprudență. În acea ocazie, înainte de a se numi marxist și a îndepărta pe americani, pentru una democrație, el a numit poporul american foarte drăguț, un scump. Fidel Castro este ușor de ținut minte datorită bărbii sale faimoase. Puțin oameni au o barbă atât de faimoasă. Mă gândesc la câțiva: Saddam Hussein, Adi Haș, Abraham Lincoln. Castro a purtat această barbă pentru 70 de ani. Nu de când a început să-i crească barbă, ci de la vârsta de 20 de ani, iar motivul este interesant. În timp ce era în tranșee sau în război de gherilă, nu prea avea timp și nici loc, igienă suficientă, încât la fel el, cât și tovarășii săi, să aibă timp sau oportunitatea de a se rade. Nu-i vedea nimeni în gherilă. Totul în timpul retrageri din episodul anterior, în munții Sierra Mestra, unde după o vreme a început să poarte această barbă ca un semn de onoare. Barba a mai avut două roluri. Al doilea rol era depistarea spionilor. Având în vedere că el a ajuns în țară doar de câteva luni, o barbă de acea magnitudine cerea măcar câteva luni bune, dacă nu un an, pentru a crește. Astfel, dacă apăreai cam subțirel ras în grupul lor, era ușor de depistat. După ce zilele în lupta de gherilă s-au terminat, Castro nu a tăiat barba. El spune, în altă autobiografie, că a păstrat-o ca un simbol al triumfului revoluției. Și simbol a devenit. Atât de puternic simbol, încât s-a descoperit recent că CIA au dezvoltat o otravă specială care trebuia să fie turnată în încălțămintea lui Castro, o travă care urma să ducă la căderea părului facial. Acea cădere a părului trebuia să-l demoralizeze, să fie o armă psihologică împotriva dictatorului. Nu au finalizat proiectul, nu au încercat să-l otrăvească pentru asta în final. Iar ultimul motiv descris de Castro este pragmatismul cu privire la timp. Spune el că economisind în fiecare zi 5 minute, cred că ți-a mai mult timp de ras, 5 minute din ras, mulțind aceste 5 minute cu numărul din zile pe an, câștigi 5500 de minute pe an în care poți să meditezi, să citești, să vorbești cu oameni. Și spune că o zi de muncă are 480 de minute. Astfel că dacă nu te razi, câștigi undeva la 10 zile în care poți să te plimbi, să faci exerciții fizice, să citești, să devii un om mai bun. Dacă e să numeri zilele, să calculezi precis, ești undeva la 11, nu la 10, dar n-asta e ce se gândească așa de mult. Dincolo de tentativa de a lăsa fără podoabă facială pe Castro, americanii au mai avut alte tentative de a-l asasina. Fabian Escalante, fostul șef al Departamentului de Siguranță Națională a Cubei, spune că nu au fost mai mult sau mai puțin de 634 de tentative descoperite ale americanilor, ale CIA, asupra vieții dictatorului. Unele dintre acestea au fost prinse, unele anulate, n-au depășit pasul de proiect sau nu au
au avut succes. Și din nefericire pentru americani, există dovezi al faptului că au avut o grămadă de tentative de, sau planuri de asasinare. Nu știu dacă chiar 634, dar au avut. Care mai de care mai amuzante. Într-unul au încercat, pentru că îi plăcea să înoate, să vadă ce-i sub apă, au încercat să-i otrăvească echipamentul de respirat încât să facă tuberculoză și să moară. În altul i-au otrăvit interiorul costumului pentru a-l omorâ și în altul au pus bombe sub formă de crustacee pentru a-l omorâ sub apă. S-au lucrat la trabucuri otrăvite și explozibile, o travă dată de către amantele lui Castro și chiar un pix special care avea un ac atât de mic încât atunci când te înțepa nu simțeai că te înțeapă, prin care trebuia să fie otrăvit Castro. Nu au funcționat. Apropo de trabucuri, dincolo de costumul de gherilă, de armată de gherilă pe care l-a purtat toată viața, și barbă, și pălărie, următorul element care îl evidenția era trabucul în gură. Și acum dacă e să cauți pe net Fidel Castro, vei găsi imagini cu el cu trabucul în mură sau în gură. În ciuda faptului că în 1985, după doar 45 de ani de fumat, el s-a apucat să fumeze la 15 ani și s-a oprit la 59 de ani, a renunțat la fumat. Dintr-un motiv interesant și cumva surprinzător. A pornit un program național de sănătate împotriva fumatului și nu a vrut să fie ipocrit. A renunțat și el la fumat pentru a susține programul național de sănătate al populației. Totuși, Cuba este faimoasă pentru trabucurile cubaneze și toată industria care există în ziua de astăzi se bazează pe Castro. Dincolo de imaginea pe care și-a format-o ca și fumător, faimoasă în toată lumea, popularizând trabucurile, el a ajutat și la dezvoltarea celui mai faimos tip de trabucuri cubaneze. În anii 60, când a aflat că tipul aromat special de trabuc pe care îl fuma un tovarăș al său era făcut de tovarășul tovarășului său, Castro a deschis fabrica El Laghito pentru a produce exact acel tip de trabuc. Trabucurile care au reieșit sunt Cohiba Esplendidos, trabucurile preferate de Castro pentru 20 de ani și cea mai faimoasă firmă de trabucuri. Ce nu apare în orice poză cauți pe Google cu Castro este familia. A avut grosomodo 9 copii cu 5 femei diferite. Grosomodo pentru că nu se știe exact dacă sunt cumva mai mulți sau mai puțini, unii spun că au fost copiii lui, dar 9 sunt grosomodo ai lui. Primul său copil a fost Fidel Castro Diaz, făcut cu o femeie înainte de a deveni Fidel Castro. Acesta mai poartă numele de Fidelito, este copie 1-1 a lui Fidel Castro. S-a născut în 1949 și este om de știință nuclear. Mama lui este Mirta Diaz Balart, cu care Castro a fost căsătorit pentru puțină vreme. Iar fata lui, Alina Fernandez, a fost făcută cu o damă a societății havaneze, în timp ce el se ascundea în anii 50 în lupta de gherilă. Fata lui a evadat din Cuba în 1993, este scriitoare și a vorbit multă vreme împotriva atrocităților făcute de tatăl său. Părinții ei nu s-au căsătorit niciodată. Iar Dalia Soto del Valle i-a adus pe lume 5 băieți, Antonio este cel mai în vârstă, pe toți se cheamă cu A, el s-a căsătorit cu aceasta în anii 60. Iar cel mai tânăr, Antonio, a fost medicul echipei naționale de baseball. La baseball însă, Castro a fost legendar, dintr-un punct foarte important de vedere, acela că totul e inventat. Se spune că Liga de Baseball Americană l-a văzut din tinerețe și a vrut să îl ia ca și jucător. Într-o legendă, un meci de baseball a fost întrerupt de către o gașcă anti-Batista. În acea gașcă era și Fidel Castro. Castro a pus mâna pe minge și pe bâtă și a început să arunce cu atât de mare putere încât oponenții lui, jucători mari, de-abia reușeau să îi facă față. O altă legendă spune că echipa americană Washington Senators a căutat jucători de baseball, l-au văzut și pe Castro, dar nu au fost impresionați, spunând că dacă ar fi avut un pic mai multă vână, posibil scenariul politic al Cubei ar fi arătat mult astăzi cu Fidel Castro ca și jucător de baseball. În realitate, Castro era împlinit ca și atlet, dar și ca student la capitolul note în facultate. În 1933 și 1944 a fost numit cel mai bun sportist elev al Havanei, era extrem de bun la alergat, la săritura de pe loc, la săritura din mișcare, la basket și la tenis de masă, la ping-pong. Și chiar a jucat baseball în ultimul an de facultate. E posibil să fi mers la două recrutări în Cambria, neinvitat, unde nu a reușit să iasă în evidență. Dar această imagine a lui ca și jucător de baseball a rămas în memoria istoriei, pentru că la un meci al echipei de baseball a armatei a venit și Castro
și a aruncat prima minge. El nu a fost doar un student bun, ci a continuat să se educe tot restul vieții. Îi plăcea literatura, îi plăcea să citească, era prieten apropiat cu 3 câștigători de premii Nobel pe literatură, l-a citat pe Ernest Hemingway, spunând că a fost inspirația lui în tacticile sale din timpul războiului de gherilă. Hemingway avea o casă în Cuba și există o sumedenie de imagini cu aceștia împreună. În realitate, aceștia nu erau chiar împreună, prieteni, toate pozele au fost făcute la un singur eveniment, unde a fost invitat și Castro. Evenimentul era unul de pescuit în onoarea lui Hemingway. Pablo Neruda, poetul chilean, era destul de apropiat cu Castro. Acesta îi purta respect lui Castro și revoluției sale. Respectul a fost un pic ciobit când, în timp ce erau la o întâlnire în Caracas, un fotograf care i-a surprins împreună a fost pedepsit destul de crud sub ochii săi de către Castro. I-a spus că a cam exagerat. Mai târziu, Neruda a avut probleme din partea Cubei, pentru că în 1966 a vizitat Statele Unite ale Americii și mai mulți intelectuali au scris scrisori publice împotriva lui Neruda, scris, desigur, împinși la spate de către Castro. Gabriel García Márquez este următorul apropiat de Castro, romancierul columbian, însă aceștia chiar au fost apropiați. La începutul erei post-revoluție, Gabriel García Márquez a lucrat la un birou de presă, înainte ca acesta să fie preluat de comuniști, iar prietenia lor s-a născut din cartea 100 de ani de singurătate, unde Castro a descris cartea ca fiind aproape magică. Prietenia lui Márquez și Castro a supraviețuit în ciuda faptului că Márquez îl susținea și critica public în același timp pe Castro. A apreciat gustul lui Castro literar și mulți ani îi trimitea manuscrise pentru a fi judecate, criticate și primi notițe. Astfel, nu este ciudat faptul că analfabetismul a fost eradicat de Castro. În 1961 a pornit o campanie de educare a populației scris și citit. Națiunile Unite au venit cu Millennium Development Goals, o țintă pe care țările din lume trebuiau să o atingă pentru a-și educa populația în scris și citit, iar Castro a ridicat populația de la 40-60%, cifrele variază, a raportului oamenilor care știau să scrie și să citească, până la 99%, el deschizând într-o singură zi 10.000 de săli de clase și într-un singur an educând 700.000 de cubanezi la școală în principal scris și citit, mergând mai departe procesul de educație. Alt sistem naționalizat de Castro a fost cel național de sănătate. Sănătatea a devenit naționalizată și a deschis un program național de sănătate universal. El a îmbunătățit medicina în țară oferind servicii medicale în zone rurale, a făcut tratamentul medical gratis și disponibil tuturor oamenilor, a deschis clinici de familie și printre cele mai mari succese ale sistemului național de sănătate cubanez se numără oprirea transmiterii sifilisului de la mamă la făt și a virusului HIV de la mamă la făt. Iar până în ziua de astăzi, singurul tratament de meningită B îi se datorează regimului Castro. De fapt, nu tratament, singurul vaccin împotriva bolii, nu există tratament pentru meningită. El a oferit servicii medicale pentru toți cubanezii, indiferent de statut social, a îmbunătățit prevenția îmbolnăvirii și a îmbunătățit calitatea serviciilor primite de oameni. În același timp, oamenii care gândeau diferit de Castro nu trăiau într-o lume sigură. Ducea la închisoare politicieni care gândeau altfel decât el, a închis ziarele care aveau opinii politice diferite de ale lui, i-a pedepsit pe cei care puneau exprimarea opiniei, indiferent de statut social sau loc de muncă, înaintea siguranței lor, a redus drastic libertatea de exprimare și a legalizat tortura ca metodă de stoarcere de informații sau de pedeapsă. Iar dacă vorbim împotriva lui Castro, viața ta putea să o ia pe mai multe direcții. Serviciile medicale de care vorbeam mai devreme? Negate. Puteai să ajungi la închisoare, la carceră, puteai să fii bătut în stradă sau oriunde în închisoare. A mers atât de departe încât într-o singură zi să aresteze 75 de activiști ai drepturilor omului, jurnaliști, afaceri sau persoane private care voiau să facă uniuni și desigur au fost bătuți doar pentru că au vorbit împotriva guvernului, n-au reușit să facă altceva mai mult. Libertatea economică nu a putut să existe. Când a venit 1959 cu programul de reformă agrară, părea totul bine. Toată lumea va primi aceeași cantitate de pământ, oarecum. A vrut să redistribuie pământul între oameni de toate clasele sociale. Totuși, legea, în loc să includă mai mulți oameni, a exclus mai mult, prin faptul că aveai o limită la mărimea terenului pe care puteai să o deții. Nu puteai să mai ai afacere privată și nici o afacere străină. În acel an, 2/3 din tot terenul arabil din țară a intrat în proprietatea Cubei, până în 1989, deținând mai mult de 3 sferturi, 82% din tot terenul arabil, nu dat realitatea populației. Din acest motiv, sute de mii de oameni au plecat din țară. Vorbeam în episodul anterior că se baza pe Uniunea Sovietică. Motorul principal al economiei Cubei
ei a fost producerea de trestie de zahăr. Trestia de zahăr are nevoie de îngrășământ, pesticide, tehnologie, tractoare, camioane, grape și tot așa. Toate aceste lucruri erau importate din Uniunea Sovietică. Când Uniunea Sovietică s-a prăvălit, n-au mai avut aceste resurse și motorul principal al economiei Cubei a căzut, împreună cu toată economia țării. Produsul intern brut al țării a căzut cu mai bine de o treime. Această perioadă este numită perioada specială în istoria Cubei. Oamenii nu aveau unde să locuiască, nu aveau unde să stea, nu aveau ce să mănânce. Serviciile publice, faimoase până atunci, au fost restricționate și deciziile lui Castro pentru prosperitatea țării au fost cele care au dus țara de râpă. Organizațiile pentru drepturile oamenilor nu au avut voie să intre vreodată în Cuba, Crucea Roșie și altele, deși dacă intri mai adânc în aceste organizații, merită un episod cu cât de mult ajută organizațiile de protejare a orice. S-a declarat socialist marxist, a interzis vreo alegere în timpul dictaturii sale, lucru care i-a permis să instaureze politici inumane și să controleze economia, viața oamenilor zeci de ani. Metode care funcționează și sunt folosite până ziua de azi, dacă te iei după garda drepturilor umane. Arestări fără motiv în stradă, bătăi publice sau în detenție, exilări, supraveghere din partea statului, arestul fără motiv doar pentru a instaura frica în populație și a o ține în loc, este foarte mult la modă și azi. Nu atât de mult cât sunt astăzi sub președintele Miguel Díaz-Canel, care vrea să schimbe metodele abuzive ale țării. Raul Castro a spus că va porni el programe de liniștire a tratamentului, însă nu a făcut asta în realitate. În 2016 au fost arestați aproximativ 10.000 de cubanezi, au fost hărțuiți, exilați din comunitate sau bătuți. Asta în ciuda faptului că cu un an mai devreme a făcut promisiuni atât de mari lumii, încât relațiile de normalizare au început să apară între guvernul american și cubanez, au început să deschidă porțile importului, exportului și au deschis misiuni și ambasade una în țara celelalte, iar Fidel Castro rămâne în final omul cu discursul cel mai lung din istorie. Pe 26 septembrie 1960, la Națiunile Unite, Fidel Castro a vorbit pentru 4 ore și 26 de minute, într-un discurs neîncetat, și cel mai lung discurs înregistrat al său a fost cu ocazia realegerii sale ca și președinte pentru 5 ani, pe 24 februarie 1998, și a durat 7 ore jumate. A murit, deși a fumat jumătate din viață, pentru că plămânii își pot reveni dacă te oprești, le ia vreo 10 ani, pe 25 noiembrie 2016, la vârsta de 90 de ani. Moartea a fost anunțată la televizor, mai târziu a fost confirmată de fratele său Raul. El a fost incinerat, cenușa sa se află în cimitirul Santa Ifigenia, în Santiago, Cuba. Deși a murit, calea pe care a pus Castro Cuba și mentalitatea care este scrisă în Cuba de zeci de ani nu o să fie schimbată foarte rapid. Lucrurile pe care am discutat eu acum, care acoperă 50 de ani de supremația lui Castro, nu sunt nici măcar o picătură în cruzimea, tortura pe care au trebuit să o simtă efectiv oamenii pentru minute și ore în șir sub cizma lui Castro, pentru oamenii care nu au avut ce să mănânce, ce să bea, unde să locuiască. În același timp avem pe un om citit care a venit cu politici bune în țară, similar modului în care a fost și dictatorul nostru Ceaușescu. Vă spuneți în secțiunea de comentarii ce alt dictator vreți să mai apară în această serie. O să fac un super episod probabil cu toți dictatorii lumii care fac o compilație din toate episoadele. Mulțumesc patronilor, membrilor pe canal, celor care au YouTube Premium și celor care urmăresc reclamele. Nu uitați de share-ul și abonare cu puțin de notificare. Eu sunt Alex Cosma și în data viitoare, atenție, cad dictatorii.